Vă credeați vedete? Nu poți să la toți. Cum îți se par ție nunțile dovenește? Accentul pe cât de diferiți o să fim de celelalte rude. Spune, care este motivul divorțului vostru? Eu, în adresa mea, auzeam chestii că tu ești dezgustător. Eu am recunoscut și ei am recunoscut personal că eu am înșelat-o. Dar ție ți se pare normal ca un bărbat să înșele? Știi când înșelă un bărbat? Când nu are. Un bărbat are nevoie de sex. Dacă nu-ți o faci tu cu mâna ta, nu-ți o face nimeni așa de bine. Nu doar de sex e vorba. E vorba de afecțiuni. Tu vorbești foarte relaxat despre sex și teme tabu. Doamne, mama, acum, dacă se uit la interviu ăsta, o să, o să zic că ea că și voi nu veniți în ospiță. Sunt foarte mulți oameni care consideră că eu sunt un tip arogant. Cum consideră și despre tine că ești un tip arogant. Greșeala numărul 1. Ce o să gândească oamenii? Tu ai moderat vreodată vreun eveniment politic? Dacă mă invită o anumită formațiune, nu mă duc nici pentru bani. Gabi, salut. Noroc. Mulțumesc că ai venit. Ce s-ar fi întâmplat la tine dacă m-ai chemat? <laughs> Eu obișnuiam să mă uit, dar nu mă pot uita tot, așa că hai să facem așa. Deci întrebările incomode sau întrebările uh, fără protocol le lăsăm la final, când nu o să se uite nimeni până la o oră și 40, că eu o să-i plictisesc mult mai repede. Așa fac de... eu de obicei, că altfel omul uh, pleacă sau riscă să nu fie super deschis. Așa că începem cu floricele pe câmpii. Hai, hai să le adunăm copiii. Eu am observat uh, că, de fapt, puțin știu uh, despre tine un lucru foarte important. Hey, tu nu hai. ești Gabi. A, asta? Aoleu. Probabil cine are de știut știi despre asta. Când de e deci tu, toată lumea te cunoaște ca Gabi Marcu, dar tu ești Sergio. Asta mi-a creat o problemă foarte mare în viață pe care eu am înțeles-o mult prea târziu. Asta a fost un fel de... O să încerc să o traduc, dar cel mai bine ea sună în limba rusă. Dar probabil pe atunci când am fost botezat așa, am fost botezat de, îl salut dacă urmărește astfel de interviuri, deși e un om foarte ocupat, uh, Liviu Ungureanu, când eu am plecat de la un post de radio, Radio 21, uh, și am plecat spre Radio Play, nu mai țin minte, 2004 sau 2005, ceva de genul, el a zis, băi, noi avem un Sergiu deja, era dita mai Sergiu Beznițchi, era omul radioului de mulți ani de zile, un om pe care îl idolatrizez la maxim pentru că îmi place la nebunii de, de, de el. Uh, și eu zic că mai avem un Sergiu, nu poate fi al doilea, știi? Hai să-ți gândesc, l lo plesnit, adică la la, la, la pocneală, eu zis. Tu ai să fii Gabi. Și asta s-a transformat cumva în numele meu de viață, pentru că la un moment dat, așa încet, încet, peste un an, doi, trei, deja și prietenii, și sora, și părinții, Adică părinții când vorbesc cu altcineva, când mi-au spus cineva din rude, că vorbesc despre mine, vorbesc în persoana lui Gabi nu în persoana lui cel care e în buletin, știi? Nu s-au supărat părinții? Nu. Nu au văzut-o ca o nemulțumire din partea ta? Nu, 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 nu. 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 Bun, oricum credeau la început că asta e o chestie gen flac și faci tu, adică ei mereu și-au dorit ca eu să fac facultate, după asta masterat, doctorat, măcar tu să fii om, pentru că eu provin dintr-o familie de țărani. Adică el la început credeau că asta e o prostie ce fac, știi? Adică trebuie să-i, hai, duci că tu ești la facultate, trebuie să termini facultatea, tu, care de rad, de, Și asta e lucru, nu? Deși e, nu pot să se laude mulți, de exemplu, de vârsta mea, că au avut ocazia să trăiască la casă, la curte. Părinții mei stau chiar aici, da, nu departe de tine casă la curte, care au obținut-o foarte greu, pentru că că meu un fost ei militar. Dar ultimii 30 de ani i-a petrecut că e acum deja pensionat proaspăt. I-a petrecut în mecanic planificator la un parc de troleibuze. Dacă vrei să știi ceva despre troleibuze, întreabă că eu știu tot. Dar da, da, da el vine nervos acasă, mai bate cu punul mas și povestește despre toate sechelele care le adună acolo la parcul troleibuze, că e dita mai mizerii. Și a fost o familie care nu își prea permitea multe. Dacă ți-aduce aminte, în copilăria noastră, eu nu știu din ce an ești tu, dar în copilăria mea cel puțin... 91. A, a, e, a tu ești generația turbo. Eu sunt mai vechi un pic, un generația care nu avea acces încă la turbo. Cumpăram haine cu mărime două mai mari ca să fie pe viitor Cumpăram haine înainte de Paști, că așa e tradiția, stenoiește noiește înainte de Paști știi? Adică așa, nu prea Dar mama ta? Mama mea e intendent toată viața Părinții mei împreună, apropo ei s-au cunoscut, ei au lucrat la penitenciar, penitenciarul Pruncu Au lucrat foarte mulți ani acolo, taică mi militar și mama era cezar, aia care are grijă de scrisori și niciodată nu au avut cumva venituri uh, foarte mari, știi? Ba, și acum eu, lutai cum eu dă un zi, am spus, zic, te-ai te pensionat. Pensia asta, da, normal că nu... Unde o să pot, o să mai... Că eu îmi permit uneori să-i mai ajut, dar acolo unde pot, în limita mea, știi? În limita... Ei acceptă? Nu sunt tipul ăsta nu, de părinți nu, nu, care nu, categoric nu. nu. Ba da, sunt momente când zic, hai, las, că ai problemele tale, că eu nu știu. Las, te rog frumos, dar eu o fac pentru că vreau, știi? Sunt momente când nu fac pentru că nu vreau. Și i-am propus lui Taică mi zis că o să poate vrei și tu să schimbi acoperișul, că e foi de ardezie, știi? Încă e vechi, că cresc mușchi pe, pe acoperiș. Las, nu întreb. Când mă duci și ți-a trebuit, ți -a faci singur. Ca să-ți rămâne ții, da? Habar n-am, niciodată. Deci noi cu sor avem o glumă foarte tare la chestia asta. Uh, să nu superi tata, dar am zis că când nu o să fie el, noi nu știm cum să punem anunțul. Că ambii suntem, adică nu pretindem niciunul, nici unul, nici altul, știi? Adică, să vindeți, da? Dar nu pretindem, deși vorba aia, casa părintească e dată în mac, nu se vinde. Tatăl militar era sever? Foarte. Cum, cum s-a schimbat acum, în ultimii ani? A fost foarte sever. El a fost un foarte dur. Vă bătea Probabil. Anii, uh, oh, eu am mâncat bătaie, bătăiță de la tata, dar sora mea a mâncat mai multă bătaie decât mine. Da. Sora mea că era mai mare. Educat, da. Da, da, da. da. Uh, eu am fost educat de ea. Părinții mei erau mai mereu ocupați. Și tăi că, pe timp când eu am apărut, în general nu era acasă. El era în uh, Lituania. Uh, și făcea anii de militarie acolo. Că el a mai târziu, un piculeț. Dar sora mea a fost cea care a stat la bazele mele. Poate din cauza asta eu își pot să-mi permit să lacrime la un film, știi? Sau să înțeleg ce simte o femeie când, de exemplu, e... Dar bun, despre asta cred că o să mă Dar arătume. cum a fost iată, relația voastră între, între, frate și soră? De obicei, dacă sunt doi frați, atunci ei merg mână mână. Dacă sunt două surori, atunci iarăși o comunicare. Frate și soră, un pic mai, mai diferit. La mine Pentru că din situații. start pentru că din start din start ea a fost mai mult decât mamă și tată, ea a avut și rolul de mamă și de tată, știi? În momentul ăsta când ea și-a asumat rolul și de mamă și de tată, pentru că eu apărusem când ea avea șapte ani, îți dai seama, și ea copil încă, dar oricum, și-a luat inima în dinți și ea fiind educată altfel, fiind educată cu ajutorul uh, curelușei, uh, în momentul ăsta eu cred că ea a reușit să creeze între noi mai mult decât o relație de prietenii. Noi până în ziua de astăzi suntem prieteni. Noi ne scriem și ne sunăm mai des decât probabil ne auzim cu părinții. Ce frumos! Da. Un om care cântărește 70 de kilograme are în corpul său circa 45 de litri de apă. Fiecare dintre noi bea 1000 de litri de apă în fiecare an. Pentru un duș de 5 minute folosim 200 de litri de apă. Utilizăm cam 8 litri pentru a spăla o toaletă și cam tot atâta pentru a ne spăla pe dinți. E nevoie de 200 de litri de apă pentru a produce boabele pentru o ceașcă de cafea. Apa este viață, și fără ea nu ar exista nimeni dintre noi. Iată de ce instalațiile sanitare și sistemele de irigație joacă un rol extrem de important în viețile noastre. Căci dacă acestea sunt de calitate, atunci contribuie la un consum rațional de apă, pe astfel protejăm mediul înconjurător și economisim propriile resurse. Unele dintre cele mai bune instalații sanitare sunt la compania Hydrosystems care lucrează cu producători de încredere. Iar pentru o comoditate mai mare, Hydro Systems are și un magazin deschis la Chișinău, unde clienții pot primi consultanță gratuită. Aici, instalatorii găsesc tot de ce au nevoie pentru instalațiile sanitare. Tot în magazin sunt și centrale termice de o calitate superioară. Iar dacă sunteți genul de om care vă pregătiți sania vara și căruța iarna, atunci la sigur deja sunteți în căutarea sistemelor de irigație în agricultură sau rezidențială. Acestea la fel pot fi cumpărate în magazinul celor de la Hydro Systems. Magazinul din Chișinău se află pe strada Varnița, unde este foarte simplu de ajuns. Plus, sunt și suficiente locuri de parcare chiar în fața clădirii. Produsele pot fi procurate în rate cu Libercard, iar pentru mai multe detalii despre asortiment, accesați pagina hydrosystems.md sau găsiți linkul în descrierea acestui video. Știu că aveți și iepuri aici la... Da, diniște. Tăi, toi ai, ai, -ai de la SIS? <laughs> tu ziceai un lucru destul de curios pe care vreau să-l desfășuri a, Strângeai iarbă. Da, da, da. Asta a fost una dintre. Și vedeau colegii. Da, 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 da. Asta era o chestie. Eu acum râd, știi, dar pe atunci eu am adunat foarte multe frustrări și eram foarte supărat pe tata. Adică eu ziceam că eu niciodată nu -o, o să fac așa copiilor mei niciodată nu o să-i, pentru că pentru mine asta era o rușini maxim. Ce, să strângi iarbă? Da, da, pentru că asta e centrul orașului. Uh, casa se află nu departe de școală, de liceu, tot nu departe e de de muzică de Academie de uh, Academie de Studii Economice DITAI și eu mă duceam cu sacul, pentru că inițial nu aveam bicicletă. Ei, cum am dobândit eu o bicicletă asta, în general, e altă istorie. Nu aveam bicicletă, știi, și nu aveam coasă de aia mare, dar aveam un fel de coasă mică, se numește tarpan. Și eu o luam în mână, că mi-l dădea tata, și el venea seara acasă și spunea că col trebuie să fie plin, la iepuri trebuie să fie hrănit, curățat, și sacul trebuie să fie plin. Dar bicicleta cum ai obținut-o? Bicicleta! Bicicleta am obținut-o prin prima afacere. Asta a fost o afacere în copilărie. O afacere extraordinară. Deci eu am găsit acasă niște rulmenți la, pe la tata, pe în sarai. El avea un sarai și avea mult chestii pe acolo, prostologie, rulmenți. Și cineva mi-a arătat din alți prieteni și colegi din școală și prieteni din mahală și vecini cum se poate de făcut un renumitul samocat. Tu niciodată nu te-ai cu el? Uh, știu, dar nu m-am dat. Eu am crescut în sat, acolo, Și drumuri. am început să-mi să eram curios. Băi, el poate arăta și altfel acest... Uh, această trotinetă alias Samocat în copilăria mea. Pentru că ei o făceau în mod clasic, cu doi rulmenți în față, cu doi rulmenți în spate. Uh, scaunul era scândura care era mai mare și volanul era un fel de băt scândurică, știi? Și care dădeai. Și important este să știi cum pui cuile ca să poți îndoia, știi? Deci, dar ce ar fi fost dacă el ar fi avut trei locuri în spate și un ataș? Ataș făcut din scânduri mai groase. Eu tot asta căutam prin o gradă și găseam la tata în sarai. Și eu am făcut pentru un prieten mahalagiu de acolo un samacat, samocat, cu ataș în spate, pe care l-am îmbrăcat cu covrolin, pentru că așa văzusem, mai apăruse maxi-taxiurile astea noi și erau toate îmbrăcate cu covrolin din asta. Eu am fost pe jos la o știi? Ea se află, nu știu dacă ea mai este acum, se află pe strada Petricani, să caut chestii care se pot folosi acolo pe acel, că el s-a cât mai atractiv. Păcat că nu erau telefoane pe atunci, cu, da, dar nici nu era să am telefon, să-i fac poze. Iar el avea o bicicletă, dar eu nu puteam să-mi permit o bicicletă, îți dai seama. Și am făcut primul barter din viața mea, primul schimb că lui a plăcut, logic, și a zis că eu ți-o dau, dar facem schimb, tu îmi dai bicicletă. Au uh, fost părinții lui la părinții mei să întrebi what the fuck is that? <laughs> și cu business-ul ăsta rural, în condiții urbane. Și la un moment dat s-a ameliorat, adică n-aș părinților să zis că mai că... Adică e rămas cu bicicleta? Da, 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 da. Avea port bagaj în spate, mi tocmai asta îmi trebuia. <laughs> pentru că eu puteam să mă duc să, să cosesc iarbă mai departe decât pe jos, pe lângă casă. Deci ăsta cumva a fost primul business, dar cu porumbul, tu ai zis undeva, ai descris în detalii, cumpărai de la piață și, și mm -hmm. îl vindeai la poartă, mai că te ajuta. Da, M-am ajutat Și să ce? Fierb. Făceai mulți bani atunci? Foarte mulți. Pentru vremea aia erau bani, bani. Aia erau bani, bani, serios. Eu ieșeam la poartă cu căldarea, erau mega fierbinți și plecau practic în... Nu pot să mai țin minte acum, în jumătate de oră, într-o oră, intram în casă, fierbeam alții. Pentru că eu dimineața, la ora 5, deja eram la piața agricolă, că eu puteam să-mi permis să iau sacul și să-l pun pe port bagaj. Și asta, an de an, vara. Da. Da îți permitea să ți procuri haine pentru 2 oh, septembrie. Și eu când am fost primul an când mi-am dat seama că asta funcționează și în prima vară eu am, am, am făcut această mică afacere serele porumb floc. Eu mi-aduc aminte că eu am fost pe atunci se numea era unul dintre cele mai faine locuri ca să ți achiziționezi haine. Piața Calea Basarabiei și eu mi-am luat atunci pantaloni din velvet pe o parte, pe spate, și în față erau blugi, adică erau jumătate-jumate. Pa mai mult decât atât, ei, ei erau uh, un fel de albastru deschis, era ceva de genul, pff, tocmai apăruse. Atunci mi-am procurat pantofi cu botul ascuțit, ăștia abia apăruse. Pantofi cu botul ascuțit, vorbești serios! Asta era, toamni. și cămașă prin care se prevede un piculeț, știi? Albă, cu guler mare, așa. Ia zi un pic despre cum ai ajuns tu prezentator la radio. Când ai înțeles că am o voce, ok? Îi mulțumesc lui Sergio. Eu nu mai țin minte familia lui. El e în Statele Unite ale Americii, el este model. Uh, cum s-a întâmplat chestia asta? Eu am făcut cunoștință cu el la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastic, și El voia să facă regie. Și el a zis, băi, tu ai așa o chestie e în voce, e interesant, hai să încercăm ceva. Și mi-a dat o rubrică, se numea Afișa rubrica asta. Deci era despre evenimentele din teatru și concerte care urmau să fie. Și am fost la microfon, aveam un tract, doamne, ferie, știi, microfon și eu trebuie să citesc, știi? Și mi se părea că e incredibil. Mă duceam acasă, mă uitam la o oră, că știam că trebuie să ias, că era montată și așteptam să ascult. Ia, ce vorbești? Eu credeam că gata, adică, na, asta e misiunea mea în viață, eu trebuie să fac asta. Îți plăcea da, ce auzeai? Da, da, da. da. Ca mai apoi uh, să fiu contactat, nu știu de unde a luat numărul meu, habar, n-am, era o stație de radio care abia aproape se lansa, era vorba de radio play atunci. Și m-am dus și mi s-a dat voie să fac emisii chiar. Emisii radio clasică, de patru ore, cu trei intervenții în oră și chestia asta am început să-mi placă. Și am prins și am învățat foarte mult de la oameni care de mult făceau radio. Dar încă toate nu le știam, pentru că peste câțiva ani acest post de radio a fost vândut de un proprietar și luat de alt proprietar și, na, ca de obicei cum să fac aceste tranziții uneori ciudate, știi? Și a venit o echipă cu tot cu director de la Radio Noroc. Victor venise cu cei mai tari monștri a radioului, în sensul bun a cuvântului. Venise cu Bogdan Dascăl, cu Alex Marcoci, Vladmar, frații Marcoci și cu Anatol Milnic. Oh. Deci, ăștia erau monștri radioului. Erau. Cum m-au găsit ei pe mine? Eu refuzam să plec de la acel post de radio. Îi spuneam proprietarului, eu nu mă duc nicăieri. Noi nu avem bani să te plătim. Eu nu vreau bani. Eu rămân. Eu trebuie să am grijă de emisie, pentru că era un sof foarte prost, trebuia cu mâna să tot, știi? Ba mai mult decât atât, noi făceam, și când era tot ok, făceam ture. Cineva rămânea noaptea să aibă grijă de emisie. Păi iată, ei mă, mă găsise pe mine când eu aveam o săptămână deja stat acolo, acolo stat, mâncând fidea, cu apă caldă, nespălat de o săptămână, aveam părul lung și aveam senzația că, cred că părul meu, semăna cu o măciucă mai mult, și ei m-au găsit așa, într-un colț dita mai moștri, stăteau de vorbă cum să planifice, să refacă și să readucă la viață postul ăsta de radio, știi? Eu stăteam așa într-un colț și mi se părea că ei habar n și, și, vorbesc. Și eu așa, unul mărunțel care stă acolo în păduchi, zic ei, nu, 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 băieți, voi nu știți ce asta radio. Îți <laughs> dai seama, dita mai oamenii să s-au uitat așa jos la mine și au zis că... și au întrebat pe director, Victor, cine este? și facem cu dânsul, îl dăm afară sau și lasă lui de ca să încercăm ceva să facem cu dânsul. M-a mutat, nu știu unde, seara m -am mutat. Mi-a dat o emisie acolo seara și am început să i urmăresc și să fac, văd ce fac ei. Aștia erau oamenii radioului și sunt în continuare și o să fie oamenii radioului. Pentru că mai puțin de un an de zile eu am început să prezint interes și să dau din coate ca directorul să mă cheme și să zic că uh, o să te schimb, uh, o să ai o șansă, o să-ți dau prime time-ul de seară cu cineva, gata, am înțeles că asta e șansa și eu asta trebuie să fac și trebuie să încerc. Am pasionat de chestia asta cu radio, -ul. asta a început să-mi placă și a început să aibă și un rating, veneau invitați, fel de fel de artiști, făceam cunoștiți pentru mine, Băi, eu am crescut cu piesele băieților de la Probahus, Catarsis, eu în Sorgean am fost la mine în emisiunii ce vorbești? Eu, când a venit tita ai omul care tu te obișnuiești să-l vezi numai la televizor. Dar era plătită munca asta? Tu ziceai la un moment dat, în 2007, în zona aia, aveai 1800 de lei. Asta înseamnă bine? Ne însemna bine pe acele vreme? Păi mi-ajungea pe atunci. Eram ok. Eu, eu tream la gazdă, eu mai tream și cu o fată, adică, na, ca tot omul și nu ne ajungea. Bine, că oricum, pe atunci uh, și ea muncea chiar dacă era studentă și împărțeam cheltuielile în doi, cumva, de chirie, de știi? Dar cum ai ajuns la TV? Adică înțeleg foarte bine, uh, la radio relaxare, nu este nimeni în față, o voce care sună convingător uh, și deja o experiență în spate. La TV, cine te-a invitat? Eu uh, am avut o emisiune când uh, că nu știu dacă, dacă erai student pe atunci, poate erai student pe atunci, am avut o emisiune la RUTV. Pentru că noi împreună, în general, cumva ne-am format și am mers uh, cu toată echipa uh, de cei pe care i-am enumerat mai devreme, datorită lui Victor, Victor Gândea, care este și actualul director al meu de la radio. Pentru că noi eram la play, dar acolo era un concern, cum ar veni, da? care mai avea și TV și un alt post de radio și... Și mai este RUTV-ul Nu știu dacă mai este. Da, Acum. este, 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 merg, doar clipuri nu au emisiuni locale. Dar pe atunci erau emisiuni locale, unde, de, de exemplu, Anatol a avut prima apariție cu X te iubește. Eu aveam rubrici despre clipuri, muzică și, în deosebi Eurovizionul, pentru că relatau ce se întâmplă la Eurovision. dar era un, chroma, un ecran verde pe spate, camera, știi, și cumva textul în față și era ceva simplu, era ceva așa ușurel, drăguț, dar era o chestie copy-paste de la ruș ca să nu inventăm bicicleta, știi? Și cumva iată atunci a fost, pentru că după asta eu pot să spun că apariția mea normală la TV și creșterea în general și problema pe care o au absolut toți cei care vin în, în, această industrie prea mult spus, că am mai zis cuvântul ăsta, vin în, în lumea mass media, au o problemă și am avut-o și noi, respectiv eu și Anatol, că deja pot să-i spun că suntem cu mătre, de mult nu suntem împreună la lucru, nu suntem colegi și acum ne tratăm ca și cu mătrii, adică ne telefonăm să ne mai întrebăm ce mai faci cu mătru, știi? Păi problema despre care spuneam este înghițătul steluței. Sunt așa oameni care înghiți steluța și dacă nu ai pe cineva lângă tine corect să-ți dea o palmă după cap ca să o scuipi, această steluță, atunci e grav și noi am trecut și noi prin asta, noi adică am avut o emisiune vă credeți vedete da, da, Dar noi cum se manifestă, manifestă asta? îți și, și explic acum, deci noi la noi venise oferta deși Anatol era mai devreme lui venise oferta mai devreme pentru că el s-a remarcat mult mai devreme pentru că trebuie să recunoaștem Anatol are un topeu cum nu l-are nimeni absolut deci omul ăsta este omul secundei sau milisecundei. Nu știu dacă există cineva mai bun în țară care să-ți dea o replică instant. Nu există. Și el știe chestia asta, și-o știut foarte bine. Am văzut și la interviu același lucru, adică da, reacționează da, da. rapid și da, poate. Da, 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 el, el nu are nevoie de timp ca să gândească să-ți dea o replică ție imediat instant. Dacă este cineva care poate să-ți dea o astfel de replică instant și în manieră comică, scrieți în comentarii cine. Poate o să fiu de acord, dar nu cred. Mai bun ca cu Mătru Anatol. Deci el a fost primul care a primit oferta. Da, După da. Noi lucram tot... deja la Jurnal TV. Că acolo era și Radio știi? Și lucram și la radio și la TV. Dar bine, că noi venisem noi intermediar am stat la un alt post de radio. Pe atunci se numea Prime FM. Acum se numește altfel. Noi cu Anatol am stat acolo. Și noi doi ne-am dus acolo, da? pentru că directorul nostru, Victor, a zis că eu am să încerc, eu mă duc cu o ofertă de emisiuni TV la acest post de televiziune care se deschide. Iar pe atunci, acest jurnal TV care se deschide, dacă ți-aduce aminte, asta era Dumnezeu televiziunilor, asta era păi, cu echipe din România, Germania, cu investi, cu cei mai buni oameni erau acolo și au rămas câțiva și acum pentru că mulți au plecat peste hotare, mulți au plecat la alte televiziuni din motive, știi foarte bine care, tranziții și uh, fără finanțare nimeni nu o să vrea să stea sau o să aștepte când nu o să fie salariu sau au fost foarte mulți oameni care au acceptat să aștepte cât 4, 5, 6 luni, 8 luni salariu. Și el primise oferta la televiziune un piculeț mai devreme, eu rămăsesem la radio el era la deșteptarea, după care s-a dus Alexandru și eu cumva am fost chemat, dar nu mai țin minte de cine, sincer, chiar nu mi-aduc aminte. Deci, oricum, Victor iarăși s-a implicat și s-a dus acolo la televiziune și a zis, băi, ăștia doi o să fac un tandem bun, credeți-mă pe cuvânt, pentru că el are un simț bun al oamenilor, știe să-i simtă și unde să-i bage. Și a venit momentul deșteptării de weekend. A, era o emisiune de weekend care, na, da, Poate oamenii de atunci care erau producători le spărea că o să fie cumva o emisiune. Stai așa, deci prinde, jos, prinde picioarele, prinde picioarele! Prinde așa, prinde picioarele. cu capul în oh. jos, 10 secunde, stai așa. În sus, 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 sus! Oh, vine minte așa. la cap, vine așa. minte vine la vine cap! Tăcut, vine cântecut, vine da. cântecut! Și la un moment dat avea rating foarte bun în emisiunea. A, cel mai mare. Chiar de de weekend. Cel mai mare. Cel mai mare, noi am simțit asta pentru că noi deja, ducându-ne de câteva ori la evenimente împreună și separat, auzeam în adresa noastră doar despre acest, această emisiune. Că sunteți bolnajori, că băi, cum tu reușești să-l ții pe dânsul sau el chiar așa și în viață. Și voi atunci aveți starea asta de dita mai vedete? Cam atunci se manifestase ea pentru Ea că... a crescut odată cu misiunea asta. asta. Încep să te inviti pe la eveniment, tu știi cum Așa. e asta. Încep să te inviti oamenii pe la evenimente, începi să pari interesant. Încep oamenii să sune și să te întrebe dacă nu vrei să vii pe la ei în ospție, Așa. Încep să te abordez fel de fel de reviste, presa scrisă, care o mai rămas acum e numai pe politică, dar pe atunci era mai mult presa scrisă, entertainment, știi? Și te abordează și tu simți chestia asta când tu ești în magazin sau undeva în public și oamenii sunt la tine și îți spun m-am văzut dimineața la televizor, știi? Și pentru tine, momentul ăsta, cumva, dacă nu știi să-l stăpânești sau tu, și tu nu-ți dai seama, tu nu vezi chestia asta. Pentru că marele poet român spunea așa, Piervi prizna calcagalism, te ei ivo. Uneori există momente grave când omul nu înțelege asta și neagă, și el poate pierde tot. Tot, tot, tot. Absolut tot. Mai mult decât oameni apropiați, mai mult decât familii, mai mult decât această popularitate. De exemplu, acum. Eu râd de acele timpuri și acum am dau seama că eu prefer să fiu în spatele camerei. Prefer să vând un produs care s-ar putea să apară la cameră. Tu zici că îți place mai mult în spatele camerei și tu ești acum în spatele camerei la Zebra Show. Cum ai ajuns să da. lucrezi? Eu pe pentru asta le mulțumesc vă. băieților. Tuturor băieților. Pentru că cei pe care îi vedeți voi astăzi la ecran... Nu, nu, nu toți băieții care erau cândva în Zebra Show, pentru că băieții erau mult mai mulți, erau de 13 oameni și de asta le mulțumesc, pentru că ei odată m-au invitat accidental, nu știu, nu mai ți minte de ce m-au invitat, hai să încercăm, a, m-au invitat, pardon, m-au invitat întâi în calitate de invitat, deci na, omul de la televiziune și omul de la radio, ei aveau nevoie în față când aveau evenimentele lor în cluburile de noapte. În față de obicei erau interpreți, prezentatori, știi? Și iată despre ce vorbeam noi, știi? Te invită da, să fii acolo prezent la prima masă, îți se oferă masă, știi cum? Ha? interesant, pe atunci ce ți, -ți părea? Și după asta m-au invitat, mi-a făcut o ofertă să le prezint un eveniment. Adică după asta mai trecut un alt eveniment. După asta la o petrecere, nu știu cum, de-a lor, de câțiva ani, eu le-am promis că o să le prezint 16 sau 17 evenimente gratis. Și pare mi se le-am prezentat pe toate. Pare -mi nu știu dacă au rămas. Da, eu le-am promis, <coughs> pentru că nu știam ce cadou o să le fac, ei faceau câțiva ani, acum mai că 3, 4. Și am zis că eu vă promit 16 evenimente prezentate de mine, gratis. Și de acolo a început totul. Da. Cum ai devenit producătorul trupei? Oferta a venit tot de la ei. Tot de la ei, hai să încercăm cumva să ne bagi, să ne împingi, să devenim cumva, să creștem, să ne scoatem din club de noapte și să încercăm oamenii să cumpere bilete într-o sală de teatru, ca să avem un spectacol de umor. Și asta, asta asta are nevoie de timp, asta are nevoie de relații. Și în ce constă munca ta? Iată ce faci tu, propriu zis, în cadrul trupei? Gestionarea unui singur om este absurd, nu poți să gestionezi de unul singur. Eu probabil reușesc să găsesc exact acei oameni care au nevoie, de exemplu, de vizibilitate pentru a, a, a vinde un produs, datorită sau prin prisma umorului. Iar prin prisma umorului înseamnă cam zebra show, pentru că cumva nu există nicio analogie deocamdată la acești băieți pe piață. Putem spune că sunt unici. Da, putem spune că sunt unici. De asta, datorită lor, mimi ușor să gestioneze acest lucru din spate. Spre exemplu, are loc o filmare. E nevoie de tare mult. O filmare, asta nu înseamnă o venit dorin și o chemat invitatul la telefon și s-o așezat. Asta înseamnă chiria spațiului în care se filmează acest lucru. Asta înseamnă chiria luminilor dacă nu reușești să le achiziționezi deodată, pentru că deodată nimic nu e posibil. Încet, încet poți să ți le procuri. Asta înseamnă aparate care iarăși le iei în chirie sau cu tot cu om sau separat sau un om vine și ți le aduce și tot el le instalează și sunet și lavaliere și microfoanele. Adică. Și exact asta înseamnă să pui la punct și să aduci acest necesar ca băieții să scoată un produs bun. Tu ești responsabil de toate astea. Ele deja s-au structurat într atât de bine că noi avem băieții cu care lucrăm mereu. Eu sunt responsabil să fii buget, ca să avem cu ce achita. Eu sunt responsabil că dacă e nevoie de ceva ieșit din comun, de exemplu în materie de decor sau de recuzită sau de chestii de genul dat, invitați, oameni, locații, tot ce înseamnă Product placement. Tot aduci publicitate. Spune un pic despre acest lucru. Într-adevăr, Camie de Zebra Show este unul dintre cele mai vizibile proiecte de umor din Republica Moldova, și nu doar de umor, în general pe online. Uh -huh. Înseamnă că din publicitate voi puteți să întrețineți toată trupa foarte bine și să. Nu să în să niciun caz. Nu, nu, nu. Eu nu pot să spun că băieții trăiesc pe acești bani. Sau eu trăiesc pe acești bani. Niciun caz. Nu. Ei toți să angajați în câmpul muncii. Ei toți au lucruri de bază. Absolut. Absolut toți. Noi avem băiatul de la noi care uh, montează și tot el e responsabil pe SMM. El este geodezist de profesie. Serios. Adică el în geodezie cunoaște, are, are cunoștințe. Uh, celălalt e medic. Celălalt tot e medic. Celălalt e stomatolog. Uh, unde mai pui că pe trei din ei am încercat cumva cu ajutorul lui Victor să-i aduc și la radio și la televiziune, concomitent. Voi aveți parte de critică Do. la ceea ce faceți. De ce ordin? Că ați săturat lumea cu atâtea prostologii, că sunteți niște bădărani, că știți numai să aduceți negativ, că încetați să îmbrăcați băieții în femei, că și cu aua asta, adică na, de tot tipul. Dar nici nu încercăm să placem la toți, că este imposibil, nu poți să placi la toți. Dar voi încercați să faceți o combinație destul de drăguță între umor și publicitate. De aici vin critici. Da, au fost, au fost și mai sunt în principiu uneori. Of, dacă cât poate, dacă e posibil cumva fără reclamă, tare bine ar fi fost. Dar nu e posibil fără reclamă și tu înțelegi asta. De ce? Poate hai, hai să explicăm, care... iată oamenii au impresia că... Da, uh... cum să fie posibil fără reclamă dacă noi, ca să filmăm acest video... Trebuie să închiriem oameni care sunt în spate cu utilaj, cameră, sunetist, microfon, lumini, recuzit, același domn Valeriu care trebuie să deschidă un borcan, cu ceva trebuie să fie borcanul ăla. Hai că primile dăți o dată de două ori, de trei ori, le mai aduci de acasă. Se întâmplă până în ziua de astăzi să aducem chestii de acasă. Se întâmplă până în ziua de astăzi port bagajul uneori al lui Pavel, de exemplu, să fie plin cu chestii de acasă de la fiecare, de la cineva de acasă, știi? Și haine și... Uh, apare mi se de câteva ori ne-am permis numai să mergem să-i cumpărăm haine la unul la altul ca și, ca și recuzit să avem, când o să avem personaje diferite. În rest, care și cum? Deci nu poți să mergi mereu pe ce îți poți permite de acasă. Dar, dar oamenii ăștia au familie acasă. Adică ei tot trebuie să ia un onorare, că cât de cât. Măcar ceva. Cumva să meargă Și acasă. de ce cei de pe online nu înțeleg acest lucru? Și pentru că oamenii să vor să vadă. Oamenii vor. înțelegi? Oamenii, cei care urmăresc, de exemplu, n-ar fi vrut să-și piardă timpul pe faptul că partenerul acestei emisiuni este compania ciorap ciorap, ciorap. ciorap Ciorap. Nu vrea să știe despre acest ciorap sau șosete pentru că el. El vrea să-l vadă pe Valeria, și să fac, sau doamna Valentina sau uh, jeneluș vlogului. Nu-mi băga nici acum pe gât publicitatea asta. Nu-i arată nimeni de part faci voi acolo. Chestii de genul dat care deranjează. Exact același lucru se întâmplă și la mine în comentarii dacă sunt oameni mulțumiți că este publicitate atunci uh, scriu atât de mult publicitate uh, da, să vedem doar interviu și tot așa. Nu. Unu. Un insert de A. obicei. Hai să-l băgăm um. acum. Cum ai ajuns să devii unul dintre cei mai solicitați moderatori de evenimente Ei, din Republica nu exagerat, Moldova? Nu, da, da. Și ca preț am înțeles că nu ești deloc ieftin. Ce înseamnă o, să mă moderezi... Eu aflu ceva nou. Aflu ceva nou, hai! Ce înseamnă, cât costă să moderezi un eveniment vorbind despre o nuntă? În funcție de foarte multe detalii. Ok, să zicem că este în Chișinău, într-un local foarte luxos, mulți invitați. Dar nu contează localul. Așa, ce detalii contează? N-are nicio atribuție locală. Contează foarte mult cât de uh, gust, bine și gustos te simți tu la prima întâlnire cu Mirii și dacă există vreo simbioză între tine cu ei și dacă ei au cereri exagerate sau ei își doresc ca acest eveniment să fie numai cu prezența ta, atunci e mult mai, mai greu să spui un preț mic. Pentru că tu îți dai seama că tu nu că ești exploatat, dar tu ai să ieși. Înțelegi? Oamenii sunt vampiri de energie. Așa. Atunci când tu te duci să moderezi un eveniment, crede-mă că tu acasă ajungi scurs. Tu nu e, tu ești... Știu. Iată așa te culci și scoți din tine acest aer și în cap faci fum, așa un sunet și tu încerci să adormi. Dacă ai trecut de ora care îți permite să adormi, apoi adormi pe la 90 10 dimineața. Dar... Eu nu știu cinți o poziției povești cu scump, pentru că eu știu prețuri de mii de euro pentru un singur eveniment. Moderator? Da, 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 da. Sau 800 sau 600, eu nu mi-am permis niciodată să iau așa bani. Eu am fost și am prezentat evenimente și cu 100, și cu 2, și cu 3, și cu 4. Și de câteva ori și cu 5. Da, da. Deci, cele mai recente prețuri, în regim normal, fără pandemie, erau 500 de euro. Trebuie da, să recunoaștem că acest îns... preț îl solicită cei care sunt considerați de top. Este vorba despre Lilu, care. Asta da, e secundă. Ia... Dar ce înseamnă sunt considerați de top? Dar cine face acest top? Cine a zis că iată, ei sunt considerați de top? Solicitările. Iată, la un moment dat, dar Anatol ce? era foarte solicitat. Uh. Deci, sunt atât de multe. Persoane. El avea de luni până luni. Deci, el lucra exact. de luni până luni. El, avea el, și el, el, el evenimente într-o zi. Asta e altă treabă. El era atât de obosit uneori că, că el, el, el avea nevoie nu cât de 15 minute. Unde reușea 15 minute să le doarme, el acolo le dormea. Care este stilul tău? Ești foarte glumeț, ești exagerat de prezent. Eu n-am prezentat evenimente un an de zile, de asta eu nu Mulți ne-au prezentat. Eu nu mai țin <laughs> minte cum e asta. O să văd dacă anul ăsta o să fie bine, că s-au transferat în câteva evenimente care le, le aveam anul 2020, s-au transferat, transferat pe 2021 și o să le neapărat o să fiu prezent, nu vă faceți griji, o să fiu prezent, o să lucrez chiar și cap sub soară vorba aia, dar eu cred că asta o să fie ultimul an. Pe bune? Nu-ți place? Nu că nu-mi place. Stare, nu -ți da, nu vorba că nu-mi place. Ba da, e fain, e interesant. E foarte fain să vezi o pereche. Eu am avut momente când eu înghițeam noduri pentru că îi vedeam pe ei în atât de fericiți și uh, le vorbești și tu vezi că tu când, de exemplu, dedici un speech mamei, că îți aparține, că eu mai fac și asta din când în când, și tu îl dedici mamei pentru că fica o să aibă emoții, să-l spun, știi? Și mama și ca plâng, tu te simți deci mândru tu de emoție la greu. Da, Descrie da. câteva situații interesante sau plăcute sau mai puțin plăcute de la evenimentele pe care le-ai moderat, în special de la anunțe. Este unul, dai foarte lung și interviul ăsta și așa e plictisitor. <laughs> nu, iată, dacă este interesant, hai să-l ascultăm. Dar nu o să-ți dau nume și nu o să dau nu, bine nu, bine, că nu, nu, nu e bine. Era sudul țării, țării într-o sală foarte ok. La un moment dat, eram cu niște, cu, cu, niște lăutari arhi cunoscuți. Și la un moment dat, cât oamenii stăteau la masă, mă cheamă trompetistul și zice, uite, aici e o bătrânică vrea să vorbească cu tine. Și-a venit o bătrânică care din mânuță avea o fetiță. Micuță, că avea vreo 3 ani, cred că, doi, 3 ani, ceva de genul. Și eu zic, că cred că vreți felici, poate nu știu, na. Dar nu mi-am dat seama că ea era, că era un fel de toamnă târzi. Era îmbrăcată, avea un fel de palton pe ea, știi? Și copilul avea căciulă, nu mi-am dat seama. Și poate să duc și vrea să felicite mirii. Că nici n-am înțeles că nu e de la nunta noastră. Și eu zic că pot să vă rog toată lumea un pic de atenție, bunicuța vrea, are un mesaj pentru mir, pentru oaspeți, dacă e posibil să facem un pic de liniște, să-i ascultăm. Și am dat microfonul. Și bunicuța a povestit așa un caz. Bună seara, oameni buni, nu vreau să vă în mult de vorbă, că aveți treabă, azi, dar vreau să vă spun ceva. E ca, ca așa numai că trei ani în urmă, băiețelul ăsta care în capul meu să este bun băiat, ap să o fată. Adică tu îți dai seama care, cum, cum, au crescut gradele în acea sală. Tu îți dai seama că eu în momentul ăla zic gata, s-o dus de rep. Adică, păi... Țin -mi minte că le-am spus la băieți, hai să fumăm și am ieșit afară, dar oricum ascultam. Pentru că eu eu nu înțelegeam, păi, gata, s-o nunta sau cum, sau s era un caz la care ea a zis, a povestit absolut tot. Îți dai seama că în capul mesei erau mirii, nașii, prin părți, părinții, părinții. Și ea a povestit că el se întâlnea cu o fată, această fată a născut, iar un an în urmă a decedat într-un accident tragic cu automobilul. Și bunicuța a zis că e o zbătrână, eu sunt bătrână, eu mâini pot să mor. Dar mi milă de copilul lui, dacă n-a să aibă cine da la casa de copii. Băi, deci efectiv în momentul ăla te uitai în sală și tu vedeai nu ochi cu lacrimi, tu, tu vedeai cum oamenii nu respirau. Știi, sunt momente când, de exemplu, tu ești la un film sau de groază sau știu, îți iei aer în piept aștepți cu ce o să termine și ce o să se întâmple mai departe. Deci aia era fica lui. Da, aia era fica lui. Și cea mai faină chestie care se putea întâmpla atunci și s-a întâmplat acea chestie atunci, tatăl Miresei, adică a Miresei de atunci, de acolo, s-a ridicat de la masă, a luat fata în brațe, s-a dus, i-a transmis-o lui în brațe și i-a spus, ia ta, prostule, e copilul tău și trebuie să ai grijă de el. O pus un el pentru bunicuță lângă dânsă la masă și a invitat o invitat-o la masă pe bunicuță. Hă? Wow. Happy end, nu? Și nunta a continuat. Da, doamnă. Și după aia ai avut a fost mult de mai fain decât a început. Nunta a fost mult mai fain decât a început. Spune cum ți se par ție nunțile Ai fost la foarte multe. Pompoase. Asta e bine sau e rău? Nu e rău, cred că erau. Prea pompoase. Ce anume te deranjează? Risipa de mâncare, accentul pe cât de diferiți o să fim de celelalte rude cât de important este noi să le oferim copiilor noștri ceva care nu o să le oferi ceilalți părinți, cât de important este ca acest costum sau ochii o să fie mai scump. Nu asta contează și eu ți spun deci pe bune om... sunt socrii care vin și spun, sau părinți care zic că da, nu. Da, scandaluri mai... au fost, bătăi n-au fost, dar scandaluri spun că am avut când mamele se certau între ele chiar în timpul evenimentului, când era vorba de, de acel, acea tradiție de spodobirea miresei, știi? Că se certau între ele. Au fost. Cine ce cadouri pune și. Uh -huh, da. Uh -huh. Că ne-am înțeles una, dar și alta. <laughs> da, sunt niște chestii care țin doar de noi, de moldoveni. Cred că nu știu. Deci tu ai acum o altă sursă de venit. Nu, evenimentele sunt de bază, în contextul în care în 2020 n-ai avut practic evenimente. Și ai reușit să reziști Și ai înțeles că e posibil. E posibil. E posibil. Dar nu este plăcerea de la eu am, eu am ascultat foarte atent îndemnul și nu numai îndemnul, dar chiar și rugămintea, că a fost o rugăminte îndemn a unui fost prim-ministru a acestei țări, care a zis, reprofilați-vă. Și eu m-am reprofilat. Vrei să-ți povestesc ceva despre adezivi sau despre polistiren? expandat, grafitat. Deci ai uh, o afacere în domeniul construcțiilor? Uh, nu este afacerea mea, nici afacerea mea, îți spun, dacă era afacerea mea, n-avem când să stau de vorbă cu tine, pentru că în timpul ăsta construiesc case, construiesc. Ești responsabil de comunicare, proiecte. Nu? nu atât de comunicare, cât de uh, cât de publicitate de vizibilitatea acestui produs, de a ajunge la urechea omului, cât de important este să-ți izolezi casa, ce, materiale de construcții. Și ai vrea să te dedici mai mult aceste lucruri? Nu faza acolo. că aș vrea să mă dedic mai mult acolo. Ideea este că un om poate mult mai multe decât el crede că poate. Pentru că ți-am zis, e important să ai tupeu, iar ca să ai tupeu trebuie să înveți, dacă nu l-ai, să înveți să ai tupeu. Despre tine se știe foarte mult... Uh, uh, în aspectul ăsta profesional, mai puțin personal. Au fost tot felul de discuții, dar zimi cum ai stat tu de-a lungul timpului la capitolul fete și femei în viața ta. Ziceai despre adolescență că nu te bucurai de succes la fete. În școală? Da. Nu, dar mai târziu da. și o chestie care ține de frustrări pe care le-am avut pentru că nu aveam succes în școală la fete, pentru că nu arătam așa cum își doreau fetele pe atunci, să arate un bărbat. Da? Și după aia am început să pun accent pe faptul că trebuie să fii îmbrăcat bine, să ai grijă de tine, să ai papucii mereu curați, să ai unghiuțele tăiate. Și în facultate văzusem alți colegi, băieți de, pe la, de la, blocul 3, de la pictură, care sunt cumva mai diferiți de ceilalți, știi? am uh, început să-mi înțeleg ce înseamnă ceară de păr, că aveam părul lung și am început să-mi la un fel de că era și un prieten, Andrei, la salonul lui și zic că eu vreau așa să fie ca să atrag atenția. Să... Pe bune? Zic, da, normal, normal. Și s-a schimbat radical totul? Asta e o frustrare, nu că radical, nu pot să zic că e radical. Dar pentru că nu ai asta în copilărie sau în adolescență, începi să faci abuz de asta când Începe a crește, știi? Am avut o tinerețe exact cum au mulți tineri din Chișinău, ca pe timpuri. Cluburi de noapte, distracții. N-am încercat dou droguri tari, dar a, droguri moi le-am încercat. Nu pe toate. Dar vorbind despre relații foarte uh, serioase, câte ai avut? Două. La Două. Două relații foarte serioase. Ți-am zis că în timp ce mă angajasem deja la radio, trăiam cu o fată, era vorba să plec cu ea, pentru că mama ei era plecată în Italia, ea tată nu avea, ea era studentă cu câțiva ani mai mici ca mine, încă era în școală când ne am făcut cunoștință cu ea, ea, încă era în școală, după aia a intrat și ea la facultate de la arte, a intrat era pictoriță și a fost pentru mine una dintre cele mai mari lucruri care se puteau întâmpla cu mine, eu trăiam cu o fată și trăiam destul de serios în sens că eu știam că sunt responsabil să achit gaz, lumină, sunt responsabil să ne distrăm, sunt responsabil să fac ceva surprize, să, na, să fiu un bărbat competent și... Și e, ce mai? n-a mers? Noi am, noi am, fost împreună aproape 5 ani. Noi trebuia să plecăm în Italia împreună, ea trebuia să meargă după, după facultate în Italia să fac o facultate acolo și noi ne-am înțeles că mergem împreună, dar nu-i posibil amândoi odată și merge ea prima, jumătate de an a fost la distanță, e acum ca prin ceață, mi-am de acest lucru, dar oricum. Noi jumătate de an eu am cheltuit foarte mulți bani pentru că mă enervam pe internet, pe atunci era sursa numărul unu de a vorbi pe internet, era Skype. Asta era practic unicul, unica posibilitate, Unii și poți viez, unde unde ne -leam în fiecare seară pe Skype unde... și după asta mă enervam pe conexiune de net, pentru că eu acasă nu aveam net. Eu mă cea la internet club. <laughs> internet club, asta e ce vorbești pe atunci. Și zic, nu, eu am sun, am vorbesc cu el la telefon. Și pe atunci, acum, e mult mai ieftin să vorbești telefon, telefon, știi? Că, chiar dacă sunt în străinătate. Dar pe atunci, asta era o groază de bani o groază de bani. Eu cheltuiam foarte mulți bani ca să o aud la telefon. Peste jumătate de ani ea a venit, eu am început să-mi perfectez actele, trebuia să pui apostilă, să le egalez actele ca să mă duc și eu încolo și să mă, mă să mă înscriu la facultate. Și ea a venit peste jumătate de ani cu ideea că iată, iată, eu sunt gata cu actele și noi mergem. Ea avea bilet în trei zile, că ea a venit să-și facă nu știu ce acte. Eu zic, tot ok, tot e bine, uite tu peste două săptămâni îți iei bilet și vii. A doua zi dimineața la ora șapte, I-am scris pe Skype că nu mai vine. Că nu cred că e ok să vii, nu o să facem față și nu știu dacă mai poate fi ceva. Pământul de sub picioare, pe atunci știi când ai în jur de 18, 19, 20 de ani, faci eu de sub tine, știi? Și tu gata. Tu nu mai vrei nimic. Tu stai în casă. Tu ești în depresie. Tu asculti metalica lași barba să-ți crească. Nu mai contează cum arăți. Ai numai haine întunecate pe tine. M-a scos pe mine din chestia asta. Da, ai încercat să cer o explicație ce s-a întâmplat, de ce nu o să meargă, eu vin, eu sunt că responsabil. Nu, mai mai țin minte care a fost explicația, că n-are sens, că na, nu o să ne reușească nimic, că aici e greu, că bla bla bla. Da, acum mai comunicați? Cum arăt. Nu, nu. Știu da. că din când în când ea comunică cu sora mea. Pe rețelele de socializare noi nu mai comunicăm. Așa. Această relație și următoarea relație a dus la căsătorie cu Cristina Evtodei. Da. Te rog să sărți acum. Hai. Da. Nu, nu, nu. E ca fi voi ați fost împreună 3 ani până la căsătorie, dacă nu greșesc eu, sau mai mult? Nu, un pic mai mult. Da, în jur de, în jur de 4 ani până la, vreo după, 2 și. Dar tu crezi în dragoste, în general? Da, sigur, sigur că da. Pare un om de tipul ăsta, foarte așa, pragmatic, dragostea nu despre bărbați. nu e adevărat. Romantismul nu e despre nu noi. Pff. Romantismul și dragostea este despre bărbați. Noi suntem mult mai chișorcoși decât o femeie. Mult. Femeile sunt mult mai puternice decât noi și trebuie să recunoaștem asta. Cum o să fie mulți bărbați care o zic, băi, nu e adevărat. Te rog frumos, încetează și termină tu discuțiile astea. Femeile trebuie să nu greșim amarnic, mai. Dacă noi considerăm că femeile le ținem noi sau ghidăm cumva situația în familie noi, apoi dăm cu capul în gard și cu oi în gard. Că nu e așa. Înseamnă că femeia asta e mega deșteaptă și știi să ghideze cu tine Între atât de mult că ea ți-a adus ție senzația că tu ești cel care decide. Zim dacă este vreo diferență. Sunt foarte multe discuții, uh, relație și uh, căsătorie. Schimbă ceva acea ștampilă din buletin? Absolut tot schimbă. Absolut. Poveștile că căsătoria, că virgulă căsătoria, că cu să-mi sar în cap. Uh, nu schimbă nimic decât o ștampilă în buletin, este o concepție greșită, amarnic. Schimbă foarte multe chestii, pentru că viața devine o rutină și mai mare, viața de cuplu. Dragostea, cineva spune că trăiești 3 ani, cineva spune că trăiești mai mult, că iau, sunt bătrâni care se țin de mână, că asta se transformă într-o obișnuință, și cel mai important lucru pe care îl poate avea un cuplu este respect. Atenție și, desigur, comunicare. Și ce? după căsătorie dispare acest lucru? Da. Respectul, comunicarea și atenția? Dispare atenția, în primul rând. Unul față de altul? Unul față de altul sau unul vis-a-vis de celălalt, vis-a-vis nu-i corect. Unul față de celălalt, unul în comparație cu celălalt e mai puțin atent, celălalt se consideră mai puțin. Uneori devine asta? asta o luptă. Apropo, în cupluri devine o luptă chestia asta că eu am mai mult grijă de chestia asta între noi doi, dar tu deja ai uitat ce înseamnă chestia asta de giugiuleală sau ai uitat când ultima dată mi-ai adus flori sau ai uitat când... Că... E bă, banalități, dar da. Ți ți-ar părea că e o chestie banală să aduci flori, știi? Dar pentru o femeie asta este foarte fain. Pe, cum, pentru un bărbat ar fi foarte fain ca ea să fie inițiatorul următoarei partide de sex. Ceea ce mai rar se întâmplă. Pentru că dragoste nu o poți numi după asta. Dragoste e până la. După aia sunt partide de sex. De ce? pare dezamăgitor și este, unii care sunt necăsătoriți este strict ar spune... umila mea părere nu îi impun nimănui dar atunci când tu n-ai reușit din timp să îți faci jumătatea prieten amic, ceea ce este foarte important într-o relație îi eșec total în această relație, ea devine toxică multe cupluri până în ziua de astăzi rezistă așa rezistă în sens că suportă chestia asta. Păi te stai o clipă, apare o întrebare logică. Da. Tu nu vezi acest om până la căsătorie. La ce bun ai stat câțiva ani împreună cu el îl vezi, îl vezi că este nepotrivit eventual. Este o problemă. Pentru. Tu ți-l proiectezi acest om. În funcție de cum ți-l proiectezi după acest om. Deci eu eram ferm convins că totul se va schimba. Că lucrurile se vor schimba pentru că eu sunt un om al afecțiunii. De ce? iarăși mă întorc la copilărie pentru că au fost niște sechele din copilărie ai nevoie să ți se spună te iubesc foarte mare foarte mare nevoie um, am nevoie să fiu îmbrățișat. efectiv un singur lucru deci ți-ar părea pe lângă nivelul de multe chestii pe care le ridic în îmbrățișare. Eu am nevoie să fiu îmbrățișat. Tu ai uh, fost câțiva ani împreună cu Cristina. Da. După aia ați uh, fost soți și soție trei ani. Da. Și la un moment dat uh -huh. ați divorțat în 2019. Uh -huh. De ce pentru mine a fost foarte 2019, serios? 2019, da? nu? nu? mai țin. <laughs> Poate grășesc. O, o altă etapă a vieții a început și atunci probabil na, ne maturizăm. Mi s-a părut foarte straniu acest divorț nu în contextul în care strani. am văzut că ați fost la emisiunea All In împreună cu Cristina ați râs v-ați amuzat replici nebunatice subiecte picante. Aparent un cuplu fericit care apare în public și toți care privesc acest video văd că acest cuplu se iubește. Dacă ați fi de acord cu un sex în trei, și, și greșit ai scris în cu un sex în trei, pe cine ați invitat <laughs> să participe? Deci acești oameni S-a întâmplat țin dată la dată la te duci la magazin și să-ți iei, spre exemplu, una dintre ciocolatele tale preferate și tu desfaci ambalajul și acolo e putre în interior. E putregai. E, e nimic. Iar oamenii văd ce ce vor să vadă. Acea emisiune pe care ai văzut-o tu a fost o chestie foarte bine jucată, atât de mine cât și de ea, probabil. Nu pot să răspund pentru ea. Eu știam de ce are nevoie Ana pentru o emisiune, eu știam ce aduce rating, eu știu foarte bine ce aduce rating, chiar și această discuție, de exemplu, mulți o să vrea să o taie sau să anume minutul ăsta, să, știi că am văzut că tu mai segmentezi din când în când, anume minutul ăsta, să-l transmită cuiva să se uite, nicio problemă. Problema în sine a, a... Voi la scurt timp atunci ați divorțat, ei, peste câteva luni, dar înțeleg că deja relația nu era în cea mai bună situație. Mai devreme ea nu era în cea mai bună situație, mult mai devreme. Întrebare, la ce accepti să mergi la o emisiune unde că eu sunteți văzuți ca un cuplu fericit? Dacă i treaba, Că mă văd pe Instagram-ul ei la fel de fericit sau că mă văd la Ana în emisiune la fel de fericit, că e tot acolo. E tot acolo. Dar atunci, încă mai sperați că totul poate fi refăcut? Iarăși, nu pot să răspund pentru ea. Răspund tu, pentru tu, mine. Tu. Da, eu speram. Foarte mult speram că. Să rezolvi, o să fii. Spune, care este motivul divorțului vostru? Tu nicăieri n-ai vorbit despre acest lucru și am impresia că toți se temeau să te întrebe, chiar și la nu e Traian adevărat. Stoianov în Nu e emisiune. adevărat, nu e vorba Nu voiam să ajung la acest subiect ca nu cumva să te um, afectezi sau să te fac să nu vorbești. Pentru că probabil era proaspăt sau ceva de genul, da, că nu mai da. țin minte când era, Da, nici vorba de proaspăt. Eu am recunoscut și ei am recunoscut personal că eu am înșelat-o Acum, în momentul ăsta, 50% din femei vor fi de acord, 50% din femei vor arunca cu foarte multe comentarii, neghiobule ce sau cine cine ești. Uh, un bărbat are nevoie de ceva acasă. Eu nu prea m-am bucurat de chestia asta, mai că deloc, o perioadă foarte lungă foarte lungă. Pentru că eu, în adresa mea, auzeam chestii că tu ești dezgustător. că tu nu mai ești atrăgător pentru mine, nu am niciun chef să da. Aici vorbim Eu știu că am sex. o problemă. Hai să vorbim um, cu subiect predicat. Un bărbat are nevoie de sex, pentru că mulți alții de, de, înțelege doar de de diferit. Sex. Unii au nevoie de mâncare, da, doamne, bună, dar nu doar de, de sex, pentru că sunt bărbați care nu recunosc că masturbează acasă. Știi? nu doar de sex, că cu chestia asta, bine, mersi, se rezolvă. Adică, dacă nu ți-o faci tu cu mâna ta, nu ți-o face nimeni așa de bine, știi? N-am spus, eu sunt un politician, mi i dor de politicianul ăsta în politic. Cel mai bine, un bărbat ce-o face cu mâna lui. Deci, ideea este că nu doar de sex e vorba, e vorba de afecțiune, de o simplă afecțiune. Iar, iarăși, răspund pentru mine, eu aveam nevoie de acel simplu lucru. Să îmbrățișez. Nu neapărat prin cuvinte să spui. Nu neapărat să existe. Noi aveam timpul nostru doar atunci când reușeam să evadăm din țară. Pentru câteva... Pentru asta îi mulțumesc. Eu, în general, vreau să-ți spun că eu îi mulțumesc fostii mele neveste pentru lecția de viață. Eu îi mulțumesc din tot sufletul pentru această lecție de viață. O, o, o mai bună lecție nu o poate primi nimeni. Pentru că mulți oameni pierd, pierd absolut tot Până ajung la lecția asta. Noi ce am pierdut? Noi n-am pierdut nimic. Absolut nimic n-am pierdut. Noi ne-am oferit șansa unul altuia. Străin fericit. Tu ai vorbit despre asta cu, cu ea. Uite, am nevoie de asta. Vin acasă și uh, nu Când să vorbești am despre asta? De seara, din, dimineața. A, tu vorbești înainte de a se da, întâmpla. Exact. Eu uh, nu doar am vorbit despre asta uh, și sper foarte mult că nu greșesc aici că am dreptate dar iarăși eu vorbesc din numele meu strict din numele meu și pentru mine. Eu am și dat de înțeles eu am și cerut uh, am și spus cu cuvinte directe clare cum ai zis și tu uh, am tras discuția cu subiect și predicat am nevoie de afecțiune și de dragoste și de atenție. Uh, ca să nu caut asta în altă parte. Iar în momentul în care eu am fost ignorat și având sechele din copilărie și considerându-mă netrebnic și nenușnic, în momentul ăla tu găsești refugiu și tu te bucuri de orice chestii care ți se întâmplă pentru că eu nu observasem treaba asta. O observau cei care mă înconjoară că eu aveam nevoie sau să atrag atenția unor colege, să le îmbrățișez, a, chiar și așa prieteniește, dar cât mai des să mă îmbrățișez și asta se vedea dintr-o parte, știi? Eu nu vedeam chestia asta. N-aveam cum să o văd. Abia mai târziu mi-am dat seama și am început să le văd. La renegat la Traian Stoianov, tu ai zis că fostă ta soție a fost probabil cea mai mare, cel mai mare critic al tău. Da. Da? Ea îți spunea destul de direct, tot ce... De, tot ce asta de direct. direct. Chestia asta care ai făcut-o este un... Dar la tine în emisiune nu spate despre asta, Se, poate spus, se arăt, poate. Capinte, Da? Spus. Chestia asta care ai făcut-o este un căcat. Deci așa nu. iată lucrurile alea pe care le faceți voi nu sunt interesante deloc absolut și nu e bine. Deci ea niciodată nu a fost tare încântată de ce fac eu în general. I-ai zis că asta te supără? Nu. Nu aveai curaj pentru că tu pari un tipul ăsta de om, stai o clipă. Iată, vezi chestia asta, pari. Deci oamenii văd ce ce vor să vadă. Așa cum sunt foarte mulți oameni care consideră că eu sunt un tip arogant. Cum consideră și despre tine că ești un tip arogant. Dar nu e așa. Torin este un băiat tare, tare cu minte. Uh, pari așa, pentru că oamenii văd ce ce vor să vadă. Eu îți reamintesc despre acest lucru. Eu mă temeam să o supăr, eu îmi făceam griji, eu... Și asta este o problemă. Eu trebuia, trebuia să, trebuia să, am tupiu, probabil, trebuia să am tupeu, probabil. dar iarăși, deci eu nu regret. În relație nu aveai tupeu. Ai tupeu profesional, deci când mergi la întâlniri cu. Da, da eu aveam tupeu să ies în scenă, spre exemplu, să prezint uh, un festival la unei companii de telefonie mobilă sau un alt festival unde erau dita mai 1000, 2000, 3000, 5000 de oameni. Iată, pentru asta mie mi-a ajungea tupeu. Dar tupeu în familie să-i spun proprii soții pe atunci. Că mă deranjează că aș fi vrut, de fapt, suport din partea ta, dar nu critică. Când a apărut o altă femeie în viața ta? Ai vedere după divorț? Nu, în timpul căsniciei. Dacă ai înșelat probabil a apărut în timpul uh, căsniciei. Da. A fost un moment când eu am intrat în casă și am avut o discuție de ei la telefon cu cea mai bună prietena ei în care era vorba despre o plecare, o oarecare plecare, chiar de a doua zi dimineață. Că mâine dimineață plecăm la prima oră, ne alimentăm acolo, ceva de genul cu mașina, să nu uiți pașaportul că trecem vama, Na, bla bla bla, ceva de genul. Și eu am cam ciudat așa, zic, da, nu vrei să-mi spui și mie, poate trebuie să știu și eu, adică te duci undeva și nu știu sau... Dar poate eu trebuie să-ți dau ție tot desfășurătorul ce o să fac și când și cum. Și asta probabil a fost acea picătură în care eu am fost în altă parte. Mi-am permis să mă duc în altă parte. Am avut tupeu să mă duc în altă parte. Ai mers la cineva? Și nu numai. Atunci. Da? Deci era vorba de o singură persoană. sau au fost înșelări multiple și acela a fost declanșatorul. Când tu ai înțeles că nu ești respectat că de poziția și opinia ta nu stine ține cont, că tu nu prea contezi atunci când e vorba de anumite planificări. Eu asta am înțeles mai devreme, dar eu mă tot hrăneam cu speranțele că o să fie în ordine, că o să fie ok, că o să fie tot bine, că neapărat se rezolvă chestia asta, că o fi, pentru că noi aveam și planuri de plecare. Adică noi aveam deja strict ziua și luna în care plecăm. Era clar strict că noi voiam să plecăm la fratele meu Vitreg, în Londra, Până uh, altul altui om pe care, care i-a să-i pun monument pentru tot ce mi-a făcut în viața asta, și pentru ce m-a învățat, și, și cum sunt acum, tot. Uh, uh, în momentul ăla, eu de fiecare dată mă împăcam cu gândul că aici ne merge prost, în altă parte o să ne meargă mai bine, o să fii tot la zero. O să păi erai la omul zero. care mai mult iubea în această căsnicie? N eu nu am voie să spun asta, pentru că eu habar n-am. Cum te simți? răspund. Tu? atunci când se vorbește așa, este foarte clar cum ăla nu ține tare mult la tine. era o chestie de obișnuință, eu pe urmă am tu început să Tu vorbeai așa? Cum? Tu îți permiteai să spui că ceea ce faci tu este un căcat? Eu am spus cuvântul ăsta, nu neapărat că asta a fost cuvântul pe care mi l-a spus. Nu, că este nu foarte bine. nu este... e bine absolut deloc, în general, dar nu e vorba de critica asta, că pe mine m-a ajutat critica asta, mă făcea mai puternic. Eu m-am hrănit cu foarte mult speranță că o să fie în ordine. Iar ultima a durat aproape un an această speranță, mai mult de un an de când am decis că plecăm. Plecăm definitiv și revocabil. Am privit și câteva emisiuni unde Cristina a vorbit despre Nu știu, nu le-am văzut, sincer nu Eu le-am văzut și ea a dat foarte clar de înțeles că au fost trădări multiple și tu recunoști că ai înșelat o de mai multe ori mm -hmm. și despre o realitate paralelă cu căsnicia voastră. Ea, realitatea paralelă spus. pentru cine? Pentru tine. Pentru mine era realitatea paralelă, adică eu tot speram că o să fie altfel și o să fie în ordine Probabil pentru ea realitatea paralelă însemna rețele de socializare unde acest cuplu era un fel de cuplu, exemplu pentru mulți Comentariile care veneau acolo, care scrieau, mamă ce drăguți sunteți, așa de mimi mimimi sunteți, atât de bravo Iată, ei au reușit să meargă și acolo și au reușit să meargă și acolo. Apropo, îi mulțumesc pentru că m-a învățat un lucru foarte important în viața asta. Scălătorești. Nu să dai bani pe prostii și fleacuri, dar scălătorești. Dar în momentul în care eu am văzut -o la aceste emisiuni, ea părea foarte supărată pe tine. Nu a oferit multe detalii. Dar clar graf. de înțeles că a fost înșelată și trădată. Dar uh, am impresia că nu ăsta este tot deci, unicul motiv pentru divorț a fost faptul că a înșelat-o și ăsta a pus punct Asta relație... a fost trădarea cea mare. Și ce poate fi mai grav decât o femeie trădată? Nu știu dacă poate fi ceva mai grav. Un bărbat nu este în stare să facă multe chestii dacă este trădat, dar o femeie este în stare să facă tot. Absolut orice este în stare să facă. Deci... Să explodeze jumătate de oraș. E în stare să. Îl... Facă din nimic absolut sau să-l să să sugrume pe acel om pe care și-a permis să o trădeze. Asta e. Ea a zis că nu spune multe lucruri din, din respect pentru părinții ei și alte persoane. Mm -hmm. Au fost și conflicte de ordin cu socrii, cu nu. părinții? Nu. Mi se pare logic că părinții ei cumva au rămas supărați sunt supărați, adică mi se pare corect, na, băi, e fata lor, indiferent de ce ar fi fost. Orice părinte, copilul lui să fie criminal, că tot copilul lui rămâne. Adică asta e normal, e firesc, că e nu câți de partea ei, dar e copilul lor. Dar nu am avut chestii de nerezolvat cu ei sau discuții aprinse sau, ba mai mult decât atât, au fost nu de mult discuții între mine și tatăl ei. Nu e absolut nimic este din comun, nu e, că pe rețelele de socializare nu mai suntem uh, vizibili, dar eu cu tatăl ei uh, ne urmărim unul pe altul. Eu inițial, normal că am avut o reacție foarte ciudată, pentru că eu nu voiam să o, o pierd, nu voiam să scap de sub mâini controlul la, doamne, eu sunt om asta e familie, eu pierd tot, ce înseamnă familie, cum a să arăt eu în fața oamenilor? Greșeala numărul 1. Ce o să gândească oamenii? Ce o să creadă oamenii? I don't give a fuck, deja, de mai multă vreme, ce o să creadă oamenii despre acest lucru, atât timp cât tu nu ești împăcat cu tine și tu nu înțelegi ce se întâmplă cu tine, tu... Cine a fost inițiatorul divorțului? Pentru prima etapă, ea. După care, peste câteva zile, ea a avut nevoie să se adune cu gândurile. A fost la o amică, nu știu, prietenă, cineva care are studii în psihologie. A, nu. Mai târziu a fost în, la acea prietenă și a zis că are nevoie să salveze familia pentru că și-a dat seama că vrea să salveze familia, ca mai târziu să înțeleagă că nu mai vrea să salveze familia, dar vrea să se salveze pe ea. Mi-a spus și mie asta. Și eu încă nu eram gata să mă salvez pe mine pentru că eu nu știam că eu am nevoie să mă salvez pe mine. Păi iată, anume acest lucru este unul dintre cele mai importante ca, porniri catalizatoare, cum am zis mai devreme, ca să-i mulțumesc, că noi n-am pierdut absolut nimic. Absolut nimic. Noi ne-am oferit șansa să trăim fericit. Trebuie separat. Unul cu viața lui și celălalt cu viața lui. Dar ție ți se pare normal ca un bărbat să înșele? Nu. Nu mi se pare normal. Știi când înșelă un bărbat? Când nu are. Când nu are. Crezi? Absolut. Eu nu am zis vorba că de interesul care animalic. indiferent au, nu au, vor să cucerească, vor să fie vânători. Greșit. Interesul animalic care trăiește în orice bărbat, ți-am spus, se poate deconecta sau ca un foc se poate stingi cu exact acea procedură pe care o știe fiecare adolescent și adolescentă chiar și în viața de adult. Ideea este că tu nu ai această afecțiune acasă, de la soția ta, iar dacă tu o ai, tu nu mai ai nevoie. Tu nu te gândești la momentul ăsta. Tu nu ai nevoie să ieși din, din, casă ca să te duci în altă parte, ca să te descarci. Nu ai nevoie de chestia asta. E nu trebuiește. Tu, tu ai tot acasă. Eu mai mult decât happy și mai mult decât mulțumit decât de, de ceea ce am acum, n-am fost niciodată. Mai există loc pentru o prietenie după divorț? Ne-am văzut. Dar -am, am înțeles că ați avut o comunicare așa, de scurtă durată și s-a finalizat. Da, a fost și discu... fost ta soție zicea că ea crede că e mai bine să nu comunicați și s-a convins de acest lucru uh, comunicând după divorț, un pic. Da, a fost o discuție într-adevăr foarte scurtă, a fost o discuție cu iz ironic, nu din partea mea. Uh, dar, în schimb, a fost și un mesaj de ziua mea de naștere, apropo, în anul 2020, pe care mi l-a scris ea. M-a felicitat și a zis că, indiferent de ce, ce s-a întâmplat, nu am cum să... ceva de genul, nu am cum să nu țin minte sau să nu te felicit, să te bucuri de tot ce ai și... Na, 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 nu mai țin minte, și cuvânt în cuvânt. A fost surprinzător că... pentru mine. Da, a fost așa o chestie, gen, Vot. Tu acum ești într-o nouă relație. Nouă? Într-o altă relație. A, da, dar nu e de ieri, de azi. Adică... În fine, după, după divorț, cum ai cunoscut-o pe Mariana? Eu am fost inițiatorul, eu am chemat-o. Asta a fost tare ciudat pentru că eu nu aveam intenții la început să, nici măcar să o ating sau să... Eu aveam nevoie de o atenție de femei. Aveam nevoie pe cineva să mă asculte știam că ascultă bine și a ascultat și probabil prea mult a ascultat că bărbații de obicei când nu sunt între bărbați, sunt cu o femeie apoi sunt mai ceva ca femeile știi asta foarte bine sau poate nu știi, îți spun eu că bărbații sunt mai ceva ca femeile atunci când, simt cu o, când sunt cu o femeie și simt că au nevoie de acest sprijin. Iar acest sprijin este strict necesar pentru că atunci când într-adevăr te degajezi, nu e chiar bine pentru că toată energia aia probabil trece pe umerii acelei persoane, dar dacă știe cum să o curățe, și o curăță. Cum ați ajuns un cuplu? Ca orice alt cuplu, de la întâlnire la întâlnire, de la o surpriză la o plimbare, de la o plimbare la o invitație, de la o invitație la cină la... De ce întreb acest lucru? Pentru că nu erai căsătorit atunci când ai cunoscut-o deci discuțiile și toate întâlnirile au fost post-divorț no Ne cunoșteam în sens că ne văzusem, nu, nu, nu prea schimbasem cuvinte uh -huh. gen erau ceva de genul că era o, o agenție care avea același contract și are contract cu noi și cu, avea contract cu ea că avea urmăritori pe, are urmăritori pe Instagram și avea niște colaborări cu ea Aha. și era la un proiect comun prezentă. Atunci pentru prima dată am văzut-o și am salutat, ne-am cunoscut, asta o să fie Mariana, uh, am mai schimbat niște cuvinte la unul dintre filmări, gen cine o să fie, ceva de genul dată, adică Dar ceva nimic așa pe deasupra. Complet. De ce te întreb acest lucru când ați devenit un cuplu? Pentru că ea are și o fetiță și este vorba despre Mira. Da. Eu ți-am spus că tu ai, cum să numesc, rudin SIS. <laughs> nu, voi destul de des. Numele de slupă... plin e Miroslava. Miroslava, da. Foarte frumos. Da. Apropo, nume, tu deja îi duci o, o fetiță. Uh, nu a fost o barieră asta pentru tine? Asta a fost exact acel colac de salvare, atât pentru ea, pentru că e singur, era singură, și pentru mine. Pentru că eram rănit și afectat și neștiut cine sunt, și în general ce vreau de la viața asta. Ce este cel mai sincer om din lume, știi? Copilul. Exact. Exact. Ăsta niciodată nu o să fac ceva pentru interes sau cu interes sau cel mai sincer om din lume. Pe mine, fraza pentru că ea m-a cunoscut, Gabi, și pentru că ne vedeam tot mai des și 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 mai des cu ea, că eu mă strădeam să vin cu ceva, dar am, am luat peste cap de la Mariana că mi-a zis că nu în fiecare zi sau în fiecare dată când te vezi cu ea trebuie să vii cu jucării, da? Că o să te perceapă ca un fel de sac. Nu e bine. Deci tu nu ești omul care vine de fiecare dată cu jucării. Trebuie să cauți și să găsești și alte interese care să le trezești în ea, ca ei să-i fii curios și ție să-ți fii interesant cu ea. Ce fain! Exact. Deci tu nu ești magazinul de jucării. Bine? Ok. Și peste o perioadă, nu mai țin minte, aproape un an, aproape, nu se împline un an, Miroslava îi pune o întrebare mamei ei, dar eram împreună, eu nu auzisem. Și Mariana îi zice, dar nu mă întreba pe mine, întreabă pe el, ce mă întrebe pe mine? Gabi, să zic, da, Poți să te întreb ceva? Și eu zic, da. Eu pot să-ți spun, tati, Explozie. Vulcan. Emoții. Temperatura corpului 39. Încercam să structurez un gând normal ca și răspuns. Nu știam ce să-i răspund. M-am blocat efectiv, nu știam ce să-i răspund copilului. Aia a fost. Nu doar un răspuns pentru ea, a fost un răspuns pentru mine. Dar eu sunt gata să fiu tati. Doamne, o să crești mare și o să te uiți la video ăsta și o să râzi. Și ai spus ceva? Da, normal că i-am spus. Normal că i-am spus. I-am spus, Mira, dacă ție ți este comod așa și dacă tu crezi că e bine și ție ți face bine și tu vrei asta doar dacă vrei, sigur că poți să-mi spui, tati. Chiar o să mă bucure. De atunci, doar așa și-mi zice. Și cum te simți în rol de tată? Fantastic. Fenomenal. Niciodată n-am vrut să ajung mai repede acasă decât acum. Niciodată. mai vreți copii? Da. Planificați? Da. Nu sunteți acum oficial soți și soție? Nu, deocamdată nu. Urmează? Pentru că din ceea ce ai spus la anterior, nunta schimbă relația și deja apar anumite semne Schimbă, de dar vezi că cineva o să zică, e norocosul, el deodată cu copil și știi, pentru mine a fost o frică enormă, pentru că eu nu mă simt norocos că era deja un copil, pentru că eu mă simt responsabil că eu trebuie să agonisesc acei trei ani cât n-am fost alături de acest copil. Deci eu am pierdut trei ani din viață care este practic efectiv important ca să știi cum sunt lucrurile pas după pas. În această relație ai parte de afecțiune, ai parte de îmbrățișări, și ai siguranța că acest lucru va continua și următorii ani? Pentru de, că la început totul e bine, e frumos, stat, e, de când, Gabi, De când ne-am îmbrățișat pentru prima dată, nu pot să spun că s-a schimbat ceva până în ziua de astăzi. Nimic, absolut. Ba din contră. Ba din contră. Eu recunosc și vin acasă și zic că am făcut un epic fail și am făcut tot așa o prostie și am parte de susținere acasă eu mă bucur foarte mult că omul ăsta încearcă din răsputeri să-mi dea mie credit de încredere în mine, nu în ea, dar în mine. Să am mai multă încredere în mine, să fiu mai tupeist, să știu cu siguranță că o să-mi reușească. Când i-am spus că anul ăsta, iată, eveniment după eveniment se anulează și noi în casă nu prea avem bani, nu prea asta înseamnă practic deloc, iar eu mă simt responsabil în fața unui copil și în fața unui adult, că de mine îmi păsa cândva în ultim pas, în ultimă instanță. Acum am pasă de mine, în primul rând. Bine, primul rând, de familie și apoi, dar când vorbesc de mine, înseamnă întreaga familie. Păi, și am spus că o să fie greu, o să fie complicat, nu știu, o să încerc, o să mă doare capul, dar îmi place să mă doare capul de chestia asta, că, na, și să calmează-te, liniștește-te, prea mult, important să dai la chestia asta. Cât ne trebuie nou? Eu, în general, ți-ai vreodată ce-am ceva? Sau tu... Să nu te mai gândești la asta niciodată. Niciodată să nu te mai gândești că nu o să reușești sau că și o să faci un an de zile când evenimentele trebuiau să ne hrănească, chestia aia trebuia să ne hrănească. O să și asta ți-a dat aripi. Și asta, corect ai spus. Sunt lucruri care îți dau aripi și care te fac să ai, să ai încredere în tine. Păi uite că omul care ți este alături îți devine și prieten. Adică tu poți să-ți permiți să bei bere cu el la miez de noapte și să stai de vorbă nu doar despre voi doi ca și cuplu, să stai de vorbă nu doar despre ce mai are nevoie copilul vostru, da? dar să stai de vorbă despre alte chestii în general. Nu despre lucru, dar despre alte interese, comuni. Tu cum crezi? Care este rolul unei femei într-un cuplu? Focul. Focul pe care trebuie să-l țină mereu pornit, aprins. Ea trebuie să țină pe jar. Noi bărbații considerăm că noi ținem pe jar femeile. Dar asta, iarăși, e o chestie datorită lor. Femeilor care știu foarte bine să te asigure pe tine că tu o ții pe jar, Dar greșește amarnic. Ea te ține pe jar. Ea este cea care, care te învață pe tine cum să te miști. Datorită ei tu ai ocazia să reușești peste tot, datorită ei tu nu ai necesitatea să te duci în altă parte să cauți acel lucru, datorită ei ea arată bine ca tu să fii interesat de ea, datorită ei. Eu am văzut că tu vorbești foarte relaxat despre sex și teme tabu. Și iarăși revenind la acea emisiune, deci nu ai nicio problemă. Când a apărut această degajare? Într-o societate care este tabuizată. Vorbești despre, despre masturbare, sex. despre porno, despre sex, despre orice alt subiect care la noi șochează multă lume dacă au asemenea cuvinte. Adică faptul că noi le-am permis copiilor să-și înregistreze conturi pe TikTok și să danseze dansul buricului, asta nu-i grav dar faptul că noi încercăm să purtăm discuții cu copiii că ăsta nu este cu coșel și păsărică, dar vagin și penis, asta este grav? Nu. Asta nu e grav. Asta e ok. E normal. Și de ce n-ar trebui să știe acum copilul despre asta decât să o dea în bară și să repete aceleași greșeli pe care le repetăm, le-am repetat noi în copilărie? De ce n-ar trebui să știe copilul acum despre afecțiune ca mai apoi să aibă de greșit în când o să fie adult. De ce nu ar trebui să discutăm despre asta deschis, ca să ne plângem că fetele de 20 de ani au intrat într-un apartament cu niște prieteni și ele nu s-au așteptat ca acolo să se întâmple Doamne ferește și... și vedem pe la știri fețe blurate sau dreptunghiuri la ochi, să nu vedem că ăla și o permis să... Asta e grav. Pentru că nu s-au purtat discuții, pentru că nu s-a investit în asta. Așa cum nu se investește nicio iotă în cultură, nu se investește în educația sexuală. Nimic absolut. Și noi creștem niște tâmpiți, ca mai apoi, la școală, în clasa 5-a, copiii să râdă când doamna de biologie zice cuvântul penis sau organ să-l arate acolo și să râdă toți că asta e de râs. Dar tu înțelegi că nu este vorba doar despre copii, este vorba și despre maturi care, când se începe o discuție de acest fel, mm -hmm. sunt roșii pe față, au emoții, nu știu ce să zică, se simt incomod pentru copii, pentru cei care sunt în jur. Ține de educația pe care au avut-o, probabil în familie, în școală, pentru că probabil chestiile astea, șablonate tă -tă, și, și, și segmentate. și Nu știu cum numesc chestiile alea ca la cal, că privim doar înainte, -avem vozi, nu avem voie să nu uităm nici în vest și nici în est și că Occidentul aduce o tendință și că celălalt aduc altă tendință și nouă ne este fric să vorbim despre asta și de ce ar trebui să vorbim despre asta deschis, Asta e o chestie comună de acasă, în familie, nu ne interesează cum voi sub păturică, dar nu sub păturică. De ce soțul și soția trebuie să facă asta sub păturică? Cu lumina stinsă? Sau cu lumina oprită uh, și doamnă fierește se audă cineva, trageți obloanele de la casă, închideți ușile și nu vă audă nimic. Asta se poate întâmpla oriunde. Chiar și când ești soț și soție, se poate întâmpla în mașină, la bucătărie, sexul poate fi făcut și conștient, și poate degaja dintr-o singură scânteie când tu ai intrat în baie să te speli pe față, să te speli mâinile, iar ea este la duș. Și tu, în momentul ăla ți-ai scos halatul de tine și ai intrat cu el la Dacă ești în halat. Um... <laughs> da. Cumetul tău, Anatol Mielnic, da. a spus că a avut sex la locul de muncă. Știu. Tu? Știi? Am văzut, da? Nu, eu știam și până ca el să zică despre chestia asta. Tu? Adică cel mai bizar loc. Un loc, de... îți imaginezi acolo, ești la radio sau ești la televiziune și. A, nu, 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 la muncă. La locul de muncă, nu. da. Nu. Ești categoric în privința asta. Nu adică, oriunde, adică că... mașină, în baie, la bucătărie, așa, dar da, da. munca e muncă. Spune dacă prezența sexului într-un cuplu, cu regularitate, face acest cuplu mai fericit. Mai fericit e Sau lipsa spus. sexului, dacă îl faci mai, mai, mai fericit, 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 este puțin spus. Adică, puțin spus. contează asta mult? Nu știu, eu am impresia că se exagerează uh, la acest capitol, că îi se oferă prea multă importanță sexului. Nu și... e adevărat, dar în momentul ăsta oamenii își schimbă nu doar saliva unul altuia și bacteriile unul altuia. Nu doar asta are loc în acel moment. În momentul ăla are loc mai mult decât o afecțiune. În momentul ăla are loc mai mult decât o conexiune dintre doi oameni. În momentul ăla tu înțelegi foarte multe chestii în ce privește cât de mult ți-i dragă și îți place ți de omul ăsta care este lângă tine. Tu începi a iubi și imperfecțiunile în momentul ăla. Tu începi a iubi, Doamne, a te îndrăgosti și a ți place imperfecțiunile acelui om. Că nu există oameni perfecți, hai să fim serioși. Și tu ești mega bucuros după asta, adică sta lucrurile merg altfel după asta, Dorine. Cu siguranță. Dar da, care ar fi cât de uh, des ar trebui să se întâmple acest lucru ca să fie armonios? Nu, nu, nu pot deci să. Da. Toți da. fac pentru unii des înseamnă o dată pe săptămână, da, pentru dar alții eu nu, sunt, nu sunt un, Mai un... sunt din ăștia macho care zi de câteva ore pe zi. Da, 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 exact, exact. Pe <laughs> 17 secunde, hai, te rog frumos. Trec două zile n-ai avut relații și hai să recunoaștem prima partidă nu durează mai mult de un minut. Hai. Sau dacă îți place poziția aia, în general poate durează jumătate de minut. Sau dacă te-a adus la acel moment, în general poate să dureze instant. Deci, eu nu, nu sunt sexolog, probabil să ocupă de asta, Sexologa. de profesie, da, că am uitat. Nu, nu, sunt sexolog de profesie ca să spun că asta ar trebui să dureze. De la caz la caz, de la cuplu la cuplu, cât de des vor ei, cât de des le vrea mușchiul. dacă sunteți în stare și aveți ocazia și posibilitatea să faceți asta zilnic, de câteva ori pe zi sau o dată la două, faceți-o, nu e nicio problemă. Eu am văzut tot la um, Olin, îmi pare că tu ai dat clar de înțeles că ți-ai dorit sex între ei. Era o glumă? Glumă, Dorine. Da? Da, da dai seama deci noi se, se vorbește foarte puțin despre anumite fantezii sexuale. În Eu Republica vorbesc despre Moldova. fanteziile mele sexuale, dar le vorbesc cu partenera mea de viață. Eu le vorbesc cu Și Marina, este receptivă? De? Iată, puțin bărbați au curajul să vorbească acest lucru cu partenerile lor de viață. este prietenul meu. Ea este bro. Este un prieten, prieten adevărat. Deci eu cu ea pot. Eu cu ea discut deschis despre orice. Despre absolut orice. Despre sexul anal, despre cât de uh, fani trebuie să fie dacă străi și cât de epic fail poate fi dacă străi. Uh, cum ar fi să fii mai mulți oameni gen încercuit, dar toate astea îți dai seama că. Asta nivel de discuții. Da, dar nu când la nivel de discuții, da? Râdem, adică facem, facem glume pe seama asta și încercăm să... Putem să ne, ne permitem să pornim televizorul și să ne uităm. Doamne, mama, acum dacă se la interviu ăsta, o să, o să zic ea că și voi nu veniți în ospiță, am înțeles. Gabi, suntem pe, pe final politică. Tu ești foarte distant de tot ce înseamnă acest domeniu. Am câteva întrebări foarte scurte. Tu ai moderat, moderat vreodată vreun eveniment politic da. aici? Da. De ce ai făcut-o și. Pentru bani. Cât ai primit? nu ți în minte, jur nu ți în minte. Dar bani buni pe acea vreme. Da, era ceva, E echivalentul la, la un eveniment privat. Era ceva uh -huh. de genul echivalentul. Pentru că eu cam segmentam tot pe ore, câte ore o să fiu acolo, ce trebuie să fac, dacă trebuie să scriu eu scenariu sau nu trebuie să-l scriu eu, dacă trebuie să vin doar la prezentat, atâta tot, nu îmi făceam mari speranțe că dacă e un partid sau altul și mă uitam cine câștigă mai mult sau cine e mai bogat din aceste partide, nu, nu, nu. Acum mai merge să moderezi un eveniment politic? Da, da. Tot pentru bani? Tot pentru bani, absolut. Dar contează cine te invită? Dacă este o formațiune, da. da, contează. Mergi mai cu spor? Mai... Contează. Dacă mă invită o anumită formațiune, nu mă duc nici pentru bani. Ce formațiune ar fi? PSRM. Deci, categoric, pentru socialiști niciodată. Nu. Nu. Dar adică nu... este important pentru tine, în interior, să rezonezi într-o măsură mai mare sau mai mică cu acea formațiune. Dar nu-i vorba în asta. Nu faptul că De părerea ce? Dar mergi și pe să oferă foarte mult bani și uh, asta pentru bani. Nu părerea mea personală, dar poziția mea civică în acest stat nu știu dacă contează în general uh, acum pentru cei care ne privesc, știi? De ce? Cine susține la sau nu mulți susține. le este frică, spre Altceva. exemplu, să vorbească uh, că a, a votat pentru cineva la Nu rezonez cu ideologiile acestor oameni. Nu rezonez cu ele. Și gata. Și probabil n-aș fi putut să spun niște lucruri care aș fi obligat să le spun. N-aș fi putut să le spun. Dar întrebarea e: la ce bun ai nevoie de asta, în contextul în care, în regim normal, fără pandemie, tu ai suficiente solicitări, 500 de euro pe eveniment, îți asigur câteva evenimente pe lună, ai și alte colaborări, Când ai vorbești și. câteva, tu nu vorbești, nu zi la toate, că nu sunt toate așa. Hai, bine, da, da. oricum, da, da. nu asta este sursa de bază. La ce bun să-ți murdărești numele apărând la anumite evenimente politice? Fie ele și private. Acei oameni înțeleg că tu te vinzi. Dar aici eu mereu am fost de părerea că arta și politicul sunt două lucruri care foarte des la noi în societate, din motiv că suntem dezbinați, se combină, ba chiar se pupă. Nu se pupă deloc. Arta este artă și politicul e politic. Deci dacă un interpret merge la un eveniment politic, Acei oameni e okay. care sunt acolo în acea sală sunt și ei oameni cu două urechi, cu nas, cu doi ochi, cu sper toate organele la loc, cu exact aceleași cerințe și treburi pe care le fac și ceilalți oameni care se duc și livrează ceea ce pot să facă mai bine. Să cânte, să prezinte, să danseze, să fotografieze. Asta ar însemna că fotograful, spre exemplu, că e și o artă să fotografiezi. Deci, fotografii sunt artiști de de la natură, de la sine, de la școala pe care au făcut-o. Adică, la noi e naturat acest lucru și da. oamenii exagerează când critică apariția la evenimente politice. Nu. Au unui moderator, Nu că A unui exagerează. Da, unui că exagerează, nu că exagerează. Adică, până la urmă, nu, nu s-au dus pentru interesul partidului sau nu s-au dus cânti pentru. Deci. E o chestie gravă când asta auzi din gura lui și el este susținător sau, de exemplu, te-a dezamăgit că susține cu vehemență că el e de aceeași poziție ca și această culoare politică și e altceva când a apărut în scenă și-o cântat. Despre plecare. Tu ai vorbit că la un moment dat vă gândeați să mergeți în străinătate, în Marea da. Britanie. Acum mai ai acest gând de a emigra? De a emigra, da. Mai am acest gând, îl mai am în continuare, ba chiar și l-am discutat și mai discutăm, dar... De ce? Ce ai face acolo? Orice. Faptul că te-ai lansat în online, asta nu înseamnă că la un moment dat, dacă tu te-ai să sudezi, n-ai fi un sudor foarte bun. Îți trebuie ani, experiență, dar... Adică ai transport. putea să faci construcții, ai putea să mergi într-un restaurant, Liber. ai putea să mergi oriunde. Liber. Nu ești acel om care dar, a venit de la radio, nevoie. la TV și era cu concepții greșite, nu, 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 nu. Ce te-ar determina nu. să grăbești această plecare? Lucrurile care vor se vor vor urma să, să se întâmple în această țară în funcție de tare multe detalii de tip politic, social și cultural. Uh, mi-e frică de copii pe care am și vreau copil, care l-am și vreau să mai am și aici în Republica Moldova dacă vrei poți face bani muncind peste program în țările normale se muncește la program și ai timp liber ai weekend ai sâmbătă-duminică ai săptămâni când poți să-ți permiți să urci în mașină și să mergi la mare aici în Republica Moldova dacă vrei să faci bani, faci bani dar îți poți planifica concediu anul ăsta pentru anul viitor? Exact. O săptămână? Sau nici o săptămână. Și o să strâng bani ca să mă duc la mare acolo, că vreau cu familia împreună să-i arăt cum arată marea aia turcoaz. Înțelegi? Dar asta e trist și îți spun de ce e trist. Pentru că noi toată viața tot ne gândim ca să facem o casă, să luăm o mașină, o să să construiesc chestia asta, și după asta, să vreau un apartament, și după asta. Dar în timpul ăsta, ceasul merge, timpul trece, și noi nu lăm nicio pleașă cu noi și o trecut pe lângă noi. Când un bărbat înșală, de vină este el sau ambii, soțul și soția? Devină este. Familia lor comună. Ei doi, ambii. Ei, păi, clar că ambii. Unii ar spune că bărbatul, pentru că nu-și poate ține penisul în chiloți. Da, dar în momentul în care a, a vrut să-i dea voie prin casă, n-a fost acceptat. A fost trimis înapoi în cușcă. Fain, îmi place. Îmi a ierta infidelitatea soției sau a iubitei? Nu. De ce? Curios pentru că nu merită o a doua șansă? Nu persoană. merită, că e clar lucru, dar pentru că problema este în mine. Înseamnă că problema este în mine. Eu n-am știut să Eu n-am știut să gestionez corect lucrurile, că ea a avut nevoie să plece. Ce este mai important pentru un bărbat, să iubească sau să fie iubit? Să fie iubit. Cât de mult contează pentru tine să fii lăudat? Mai bine îmbrățișat. Da. Ce trebuie să știe un bărbat înainte să se căsătorească? Eu nu sunt căsătorit, am o relație de șase ani și toți cei care ne urmăresc cu siguranță Ai o scrie filmul? acolo când te căsătorești. Îl, când știi pe, îl știi, pe, actorul Tom Hanks? Da. Fantastic actor, apropo, unul dintre preferații mei. Are un film legendar, se numește Forrest Gump. Care este cea mai renumită frază din acest film? De acum o să... Run, Forrest, run! <laughs> Fugi de căsnicie, da? Nu, nu, în niciun caz. Uh, faceți lucrurile la timpul potrivit. Dacă ai simțit că acum trebuie să faci asta, fă -o acum. Nu o lăsa pe mâini. Foarte bun sfat. De câte ori ai mințit în timpul acestui interviu? O dată. Nu te întreb unde, că <laughs> nu, nu, are nu, sens. Are sens, dar nu are sens, da. mă gândeam că o să răspunzi ca Igor Dodon. Odată. N-am spus până la cap, n-am mințit, dar n-am spus, spus, spus până, până la, până la, până la cap. Am spus, mi-am dat seama mai târziu, voiam să mă rectific și să zic nu, nu ne-am dus mai departe și am zis că, e, ok, o trecut, o trecut. Merge. Să arate bine. Da. Și, Gabi, ce contează cu adevărat în viață? În niciun caz lucrurile pe care nu le iei cu tine. În niciun caz. Nimic nu iei cu tine. Azi ești, mâine nu se știe. Mai vine vreo versiune nouă, update, covric 21S+, plus, În niciun caz lucruri de material, nici de cum. Nu asta contează. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!